treaba. Nu este un film, mai exact este o filmare super horror care durează vreo minut și ceva, uitați-vă. Și că de ce nu mă crezi niciodată, sunt serioasă. Ok. Deci, boys, ea este foarte nervoasă că aude chestia afară și iubitul ei nu o crede. Uitați-vă. Uite. Și vrea să-i arate că îi pune ceva afară și o să găsească ceva, cred. Hello? Ce că știu că ești acolo. Ea tot aude sunete, bro. Hello? Aoleu! Ok, boys. Ce chestia aia? Ok, eu nu mă așteptam la asta. E o chestie, boys, un fel de, nu știu, mână făcută din crenci, ați văzut și voi. Mamă, deci pe bune ceva acolo. Ok. Deci acum bănesc că o crezi. Acum bănesc că o... Bro! E un ciudat! E un ciudat cu mască! E un ciudat cu mască! Fugi, frățioru, fugi! Ok. Hai! Bro! A prins-o! Da, boys, a prins-o pe bune. Și ăla a fost primul filmuleț. A fost așa de rapid. Man, deci era vorba despre un ciudat cu mască. Am înțeles, bun. Deci a fost pe bune un filmuleț foarte, foarte horror și ciudat. De data aceasta, boys, ne vom uita la The Jigsaw, care este un următor filmuleț, unde este vorba despre personajul The Jigsaw, care vine să te viziteze noaptea la ușă. Uitați-vă la chestia asta, bro. Mamă, să vezi asta pe camera ta de supraveghere. Mamă! Să vezi că vine asta să te viziteze. Mamă, trebuie să vorbesc mai aici, că e ora 1 dimineața. Mamă, trebuie să vorbesc mai aici, trebuie să vorbesc mai aici, că o să se trezească mama. Uite, e ora 3:33 dimineața în Los Angeles. Hai să vedem. Bro, cineva bate la ușă. S-a auzit că bate cineva la ușă la ora 3 dimineața. Te cai și pe tine de frică, efectiv. Ok. Bun. Oh! Nu mai e acolo. A plecat, gen? A plecat sau... Sau, știi ce zic. Ori a plecat, ori a intrat pe bune în casă. Și asta e și mai rău. Ai grijă, sora mea. Eu cred că a intrat pe bune în casă, boys. Normal că te sperii când vezi că la ora 3:33 dimineața intră cineva la tine în casă. De bun, e logic că te sperii. Și asta e speriată rău de tot. Se uită acolo. Se uită pe vizor. Bun, nu era nimic pe vizor. Oh, mamă, vrea să deschidă ușa. Uai, sor mea, nu e o idee bună, zic, să deschizi ușa. Nu e o idee bună. Dacă cineva bate la ușa voastră la 3 dimineața, nu e o idee bună să o deschideți, bro, logic. Ma. Oh, bro! A intrat la ea în casă, man. Mamă, trebuie să vezi mai ce. Am auzit că s-a mișcat ceva și la mine în casă. Sper să nu se fi trezit mama sau ceva de genul. Băi. A intrat la ea în casă. Man, nu-i ok, nu-i ok ce se întâmplă. A intrat la ea în casă. Ia acum, ce se face? De ce se uită așa? O fi că... Bro. Bro. Bro, mamă, cât de creepy e. Eu nu vreau să cred. A închis lumina. Bro, cât de creepy e. Eu nu vreau să cred. Mamă, uitați-l! Uitați-l!
Aoleu! Bun, fraților, ăla a fost al doilea filmuleț. Mamă, deci pe bune a fost creepy, rău, rău, rău de tot. Ok, haideți să mergem la următorul filmuleț, care se numește Nu te juca cu fantomele, short horror film. Și m-am gândit, boys, pe parcurs, să fac un încearcă să nu te sperii din asta, să fie un încearcă să nu te sperii la ora 1 dimineața. Deci o să încercăm să nu ne mai speriem de acum, și ce zic. Hai să vedem, Nu te juca cu fantomele, short horror film. Bun. Peek out the window every time I came home from work. I missed that. I'm really sorry for your loss, George. Mama, boys. Yeah. I just got to the house. Deci, boys, deci băiatul ăsta vorbește și zice, îi povestește lui unul cum îi lipsește o persoană pe care o vedea întotdeauna când venea acasă și a zis că Sofia a fost un copil bun, deci probabil Sofia era fetița lui ăsta și a murit. Copilul lui a murit. Oh! Și o vede, mamă, și copilul lui probabil e o fantomă acum. Cam asta e ideea, a zis Sofia. Probabil copilul lui e o fantomă. Hai să vedem ce scrie aici înăuntru. Nu te juca cu fantome. Hai să vedem. Mamă, man, să vedem. Sofia's room, camera lui Sofia. Mamă, frățeru, ai grijă, meu, ai grijă, pe bune. Oh! S-a deschis ușa, bro. Deci Sofia, boys, nu uitați, Sofia e moartă. Cum poate ea să facă toate chestiile astea, n-are nicio logică. Oh! Uite-o pe Sofia. De fapt nu e nimica, e o fantomă, Sofia. Nu știu cum, frățul, uite, uitați-vă, el e trist, vă dați seama că... Da? Uite, i-a dat o foaie. I-a trimis o foaie, să vedem ce scrie acolo. O foaie cu Come find me, vino și găsește-mă. Ok. Aoleo, bro, aoleo, man. E ok. Oh, uite, băi, 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 se plimbă peste tot, frățiorul meu, fugi. Fugi, mă, îți dai seama că e o fantomă, pe bune? Fugi. Eu nu știu de ce nu fugi, eu aș lua la fugă să moară frații mei. Ia, mai are încă un bilețel. Îi lasă bilețele, bro. Hurry up and find me or else. Mamă, mamă, ce mă speria și la asta, uai. Deci a zis, grăbește să mă găsești, că de nu o să se întâmple ceva și nu a zis exact ce. Vine o mașină. Sofia, ai grijă. Asta o să se întâmple. O să dea mașina în el, bro. A dat mașina în el pentru că, bă, era doar o fantomă. Bun, băi și fete, suntem la filmulețul cu numărul 4. Mai avem ăsta și încă unul și gata tot chinul ăsta, care genul ăsta se numește Nu te uita în subsol. Don't look in the basement. Short horror film. Hai să vedem mai exact care e treaba. Opa. Cineva a țipat. Băiatul ăsta fuge de ceva. Hai să vedem care e treaba mai exact. Cineva fluieră, bro! Bro, ce se întâmplă? E urmărit de persoana aia. Mamă, ai grijă, hai frățul, ai grijă, 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 grijă mare, grijă mare. Grijă mare, mamă. Băi, e urmărit de persoana asta. O să ne luăm jumpscare, o să ne luăm jumpscare, o să ne luăm jumpscare. O să ne luăm jumpscare, aveți grijă. O să ne luăm jumpscare. You
Ok, boys. Deci, ați văzut că s-a schimbat cadrul și era femeia asta care vorbea cu un bărbat la telefon și el l-a întrebat: deci tu n-ai parcat în subsol, nu? Și abonesc că a parcat în subsol. Laura. Credeam că am auzit ceva. Ai auzit ceva pe bune, a țipat ăla. Ce ziceai? Te-am întrebat dacă ai parcat în subsol. Da, de ce? Știi că acolo jos e bântuit. Ok, asta nu crede, râde. Și că tot subsolul ăsta s-a inundat acum mai mult timp și un bărbat s-a necat și de atunci e blestemat. Și că mamă, și s-a întrerupt semnalul cu Brian, iubitul ei probabil, sau fel sau ce. Și a zis că dacă te prinde ăla o să te nece și pe tine. Uitați-vă, cineva a fluierat. E pe bune, e pe bune bântuit, soare, mi-a zis să pleci cât mai rapid de acolo. Mamă, uitați-vă, mamă, aia probabil sunt papucii lui băiatul ăla care a fost înainte. Gata pe aia de frică. Uite apa, bro, uite apa, o să te omoare, bro. Uitați-vă cât de creepy. Fugi, soră mea, fugi! De ce fugi la tine la mașină, băi? Fugi, bă, din subsol! Mamă, uitați-vă! Uitați-vă cum vine! A, păi numai dacă te prinde, că poți să fugi de el, uitați-vă cum se mișcă, ce zic, adică nu-i vreo mare scofală să fugi de asta. Fugi, băi, că nu merge să intri! Gata, hai, intră înăuntru. Intră înăuntru, intră pe rapid înăuntru. Sorme, intră pe rapid înăuntru. Bun, băieți și fete, și-am ajuns și la ultimul filmuleț din acest videoclip. Este deja, boys, ora 1:27 de minute. Adică a durat vreo 14 minute să mă uit la toate chestiile astea. Nu, că era 1:13, acum 1:27, 14 minute. Și acum, boys, ne vom uita la ultimul filmuleț, care se numește Knock Knock Horror Short Film. Hai să vedem care-i treaba. M-am uitat la multe filmulețe cu numele ăsta, dar... asta văd că e ceva mai unic. Let's go, să vedem care e treaba. Asta e ultimul filmuleț la ora 1 dimineața. Uai, trebuie neapărat să mă culc. Ok, e o poză cu o femeie și cu un bărbat. Happy anniversary, let's go tonight. Ce că aniversare fericită. Trapped in the knocking room, I want to try to find who's there in the dark. Ah, deci e vorba despre o femeie. Uitați-vă. A, și probabil cred că îl așteaptă pe bărbatul ei. Sau care-i treaba, sau... A, da, uite, se pregătește ori să vină gagii cu ei, ori să plece la el. Vedeți că se machiază. Probabil, da, se pregătește. Uite, a primit un mesaj. Hai să vedem. De la Sweetie P. De la plăcintuță drăguță, care probabil e, probabil e iubitul ei. Și a zis că în 15 minute vine. Hopa, și s-a auzit ceva. Nu cred că mai vine în 15 minute. Ok. Hai să vedem. Cineva a bătut la ușă. Bă, cineva o trolează. Poate e ăla, poate face glume proaste. Plăcintuță drăguță. Ok. A lăsat ușa deschisă. S-a închis ușa. Boys, deci dacă ați fi în situația asta, nu mai intrați în casă. Fugiți, luați-o tare, știi ce zic? Că nu s-a închis din greșeală ușa aia. Că n-am văzut că bate afară vântul sau ceva de genul. S-a închis dintr-un motiv, bro. Tot se aud chestii. Băi, sora mea, pleacă de aici. Pe bune, pleacă. Că tot se aud chestii ciudate și nu vrei să fii aici, zic sincer. Uite, un pix pe jos. Omul, cineva a bătut la ușă, uai. Uai, 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 nu-i bine. Nu-i bine, pe bune. Băi, pleacă, bă, de aici. Ea nu vrea să plece, man. Vrea să exploreze, să afle, într-adevăr, cine se află după...
După toată mascarada asta, fugi. La ea în dormitor nu-i nimeni. Dar era acolo un scaun foarte creepy. Nu știu dacă l-ați văzut. Uite aici, era un scaun super creepy. Aici iar nu știu ce să zic. A bătut acolo, bro. A bătut acolo, man. Soare mea, ia-o la fugă. Fugi cât te ții picioarele, știi ce zic? Fugi tare rău de tot. Mam. Fugi cât te ții picioarele. Ma. Home, jumping in shower. Ah! Ok, cineva a sus și a dat mesaj pe cineva drăguță că a ajuns acasă și că a intrat la duș. Se duce jos. Că se duce la baie. Ia uite. Se duce la baie, pentru că aici e bărbatul ei, nu? Nu, de fapt nu e nimeni. Bro, fică gacică s-o face glume proaste. Ce se întâmplă cu ea, bro? Mamă, uitați-vă telefonul lui și un papuc. Bro, e cineva la ei în casă. Cineva care le joacă feste. Eu n-aș face sormea asta, zic sincer. Mamă, peste tot, se aude de peste tot. De peste tot se aud sunete de-astea. Uite-te, de peste tot, efectiv. Nu mai știe ce să facă. Cine naiba e acolo? Boys? Ce se întâmplă? Trebuie să se ceva creepy. Eu sunt. Knock, knock. Și aici s-a terminat, mamă, deci te omoară și lasă pe telefonul. Deci unde sunt? Unde sunt acum? Mamă. Asta e omul. Mamă, fraților, băi, voi vă dați seama ce să e un dispozitiv, să-l pui efectiv în camera mea și să auzi toate fantomele, gen. Că dacă e ca paranormal, aici trebuie să fie vreo 20 de fantome, știi ce zic? Mamă, gen, și toate să fie, unde sunt, gen, să fie așa panicate, Doamne ferește, ok. Asta e creepy, super creepy. Ok. Ce face asta, băi, alo? Frățioro? Ce face? Vrea să distrugă... Ah, ba nu. Cred că vrea să distrugă... Deci ăsta e băiatul care a făcut cutia. A văzut acolo cutia, arată super, super ciudat și cred că vrea să o distrugă. Ok. A venit la o întâlnire de afaceri. Not exactly, Mr. Nichols. We're not reaching into an astral plane or the afterlife. Our technologies at HDTA allow us to simulate. Ok, fraților, deci aici explică asta că nu este ceva spiritual ce vor ei să facă acum cum vorbesc ei cu morții, ci este ceva tehnologic, că simulează mintea omului, nu știu, ceva foarte complicat, fraților, explică aici. A, și ăsta vrea să vorbească cu... A, deci uitați-vă, și ăsta, gen, a venit aici, e vreun băiat care are mulți bani și vrea să vorbească cu nevastă sa, care din păcate a decedat, gen, și vrea să vorbească cu ea. La fel ca un AI? Artificial intelligence is incapable of giving meaning to its own calculations and predictions. Our simulation operates using memories and personal experiences. Not algorithms. Ok, aici explică, boys, ceva așa tehnologic. Ok. Henry. This is what you wanted to see. Asta-i vrut să vezi. I know. And this... this... We call them whispers. Le spunem șoptitorii. Dr. Call. Yes, he is our Dr. Call, și cheamă pe Dr. Call. Dr. Call, că e la care a făcut cutia. Fraților. Uite, la asta e Dr. Call. Ok, mamă. Mamă, fraților, băi, mi-o frică să nu am vreun jumpscare nebun. M-ar fi să iasă din cutie un spirit ăsta.
Uite-l pe Dr. Cole. Uitați-vă că a venit Dr. Cole, fraților. Gentlemen, this is Dr. Cole. Ok, asta e Dr. Cole. Și a adus creep box-ul. O plăcere să te întâlnesc. Doctor of what exactly? Și că ești doctor la ce? Psihologie și parapsihologie. Parapsychology, like ghosts, seances. Yes. Oh, compliments my doctorate in neuroscience quite well. Mamă, fraților, deci și că el este doctor în psihologie și în parapsihologie, care e cu fantome și toate astea. Ok. Ar trebui să începem. Hai să vedem. Now, Mr. Nichols, when we start, I'm going to recite a series of primer words. What words? Words of meaning are used to primer and guide, if you will. Bun, deci acum încep procesul. Și a zis că, înainte să înceapă propriu-zis chestia asta, o să zică o listă de cuvinte, nu știu cum, care sunt foarte importante. It's a form of phase locking. Meadow, okay. Dominaire, twitch, consent, sunset, vanilla bean, peacock. Bun, deci azi niște cuvinte complet random. Vanilie, nu știu ce, twitch, deci niște cuvinte random. Peacock. Peacock. These words meant something to Mrs. Nichols. Cică, înseamnă ceva aceste cuvinte? Whether the words had meaning to her is something I'm sure only Mr. Nichols can speak to. For us, these are merely words that carry a certain amount of trackable data. With these words, we can conduct a better interaction between. Asta, fraților, deci asta e, deci eu cred că e ceva la mijloc, fraților, e ceva șmecherie la mijloc. Că ăsta tot vorbește tehnologic, începe el să zică că da, cuvintele astea sunt foarte ne ajută la simulare, nu știu ce, gen zice tehnologic, chestii de astea să nu le înțeleagă nimeni. Cred că e ceva la mijloc, boys. Cred că e ceva la mijloc. Simulations, however, are more of a torrent. The words are used to help the simulation stay focused. Bun, deși că cuvintele ajută simularea sufletului să stea focusată. Ceva super ciudat. Și că... Avoid any mention of the here and now. Here and now? Fellows, I thought I was talking to my wife. Mr. Nichols, you're speaking with a computer that's simulating her consciousness. Please do not be mistaken. This is not the soul or spirit of your wife. It's simply a feedback loop. Ones and zeros. Ok, deci a zis și că să nu folosească cuvântul here și now, adică acum, practic, acum și aici. Și ăsta a zis că eu credeam că vorbesc cu nevasta mea și ăsta a zis din nou, tu nu vorbești cu nevasta ta, că nu vorbești cu sufletul ei, vorbești cu calculatorul, nu știu cum. Bă, încearcă să-l piartă în detalii. Păi dacă vorbești cu calculatorul, fraților, și nu e vreun spirit sau ceva de genul, nu ar trebui să se întâmple nimic a creepy, nu? Vorbești cu calculatorul, ceva simulator. Hai să vedem. N-ar trebui să se întâmple nimic ciudat, nu? Dacă vorbești cu calculatorul. Hopa. Deci aceasta, boys, este cutia. Creep box. Ok. A început. A început, fraților. Wow. Wow. Ok, deci din nou a repetat acea cuvintele alea și a zis după că fantoma zicea că și că suntem pe plajă, e prea mult nisip, lui Henry nu-i place nisipul. Ok. Acum a început. Grijă mare, fraților. Rachel? Ești tu. Asta e locul meu. Henry? Ar putea să fie el aici? Henry, what are you doing here?
Și că Henry ce face aici? Sunt eu, iubito. Doar voiam să-ți aud vocea. Poți să-mi auzi vocea întotdeauna. Știu. Hai, probabil o filmare pe ea, logic. Mi-a fost dor de tine. Este totul ok? Totul este bine. Rage. Bun, fraților, deci ăsta vrea să confeseze ceva la nevastă. S-a zis că sunt niște chestii pe care nu am apucat să ți le zic, nu știu ce. Dar mie 100% că ăsta o să folosească vreun cuvânt de ăla, here sau now, și o să se întâmple ceva prostie. Și că sper că știi că te iubesc. Sleeping around. Henry, you're starting to worry me. Mamă, boys, nevastă-sa e nervoasă că Henry a înșelat-o. I-a zis că, ci că știam eu că te duci și ai aventuri și că știu că nu ai fost loial mie. Spune-mi chestia asta. Mamă, și s-a făcut aia roșie, s-a enervat fantoma. Ci că n-ai avut nicio intenție să mă rănești, dar ai făcut-o. Din nou și din nou. Ci că Henry, nu știu despre ce e chestia asta. But can it wait? Dar poate să aștepte până când a jucat în casă? Puteți să vorbim atunci. Unde e acasă? Home. Nu poți să ajungi acasă. You're what? Ești moartă, sora mea. Fraților, nu știu ce s-a întâmplat cu fantoma, dar ați văzut că o ia razna, zice moarte, întuneric, moarte, întuneric. Mama, asta e creepy rău. Unde sunt acum? Nu înțeleg ce mi se întâmplă. Henry? Lasă-mă de aici, Dominir. Iară-ți cuvintele. Moartea e moarte. Bro, ce se întâmplă? Gata, a oprit. A oprit mașinăria, mamă. Where is she? Unde e ea? Where is my wife? Unde este nevasta mea? That was my wife. Era... Nothing to gain here, so believe me when I say that that was nothing more than a simulation. Bun, deci asta explică că era o simulare, nu era nevasta ta. Your wife is gone. Shut up. Mamă, stai, că... What happens to her now? Ce se întâmplă cu ea acum? Roger? Roger, ce poți să faci? I'm sorry for your loss, Mr. Nichols. Îmi pare rău că ți-a murit soția, Mr. Nicholas. Truly. Go fuck yourself. L-a înjurat, fraților. I-a zis că e un ciudat. Mamă, chiar e ciudat. Chiar e ciudat, fraților. Și pleacă toți de aici. Peacock. Mr. Nichols bought his wife a peacock pendant. An apology gift for the first time he was caught being unfaithful. Ok, acum l-a întrebat de ceva cuvânt și a zis că are legătură cu prima dată când nevastă s-a prins că l-a înșelat, că a înșelat-o. Ok, boy, zici ciudat, man. Nu spune că suntem aici cu atâta mister. E prea mult mister. Băi. L-a lăsat pe ăsta aici, fraților. Eu cred că ăsta are ceva legătură cu nevastă-sa.